Da, după cum vedeți, mă aflu în elementul meu. Eu sunt un om care promovez mișcarea, promovez sportul și am alături de mine pe un tânăr antreprenor în domeniul sportului, pe Patrick Ciorcilă. Te salut. Bine ați venit. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Suntem la baza Winners Sports Club. Deci aici s-a pierdut odată un buletin și un pormoneu. Și omul când l-a găsit înapoi avea cu 100 de euro în plus, că era câștigător. Deci nu se există așa ceva. Să știi că eu am dat numele ăsta, când eram mic. Da. Winners? Da. Deci, nu știu de ce, întâmplător, mi-a plăcut mie numele ăsta. Să fii pe cai mari. Bine, cai mari. Dar în Ardeal Winners îi mai zice și la Winners. Deci exact. Depinde ce... Mulți confundă, știi, aici cu terasa, cu astea. Zice, hai la Winners. Exact. Dar pe dai tu sau dau eu? Șeful țării, președintele statului, ne-a recomandat să facem mișcare și să jucăm golf. Acum eu înțeleg că... No. Dar și președintele, până să joace golf, ce-a jucat? Și el tenis, nu? Normal. Turneul. Toată lumea pleacă de la tenis. Toată lumea pleacă de la tenis. Sportul și doi din... Da, asta ta e la montaj. Sportul alb. De ce zice sportul alb la tenis? Că cred se joacă... că e un sport foarte elegant, poate, foarte, nu știu, elegant. Poate că ai shortul alb și de short aia alb. Și tenis și alb. Și de asta mi-am luat un echip, măcar la echipament. Știi că de aia la Wimbledon, care e cel mai elegant turneu. Și cel mai vechi. Și cel mai vechi turneu din tradiție, de când era de 10 de ani, se joacă în alb. Adică e obligatoriu și la antrenament, trebuie să joace în alb. Nu lasă niciun jucător fără nicio excepție. Și nici n-au voie să joace cu niciun brand inscripționat, nimic. Ai văzut că și pe teren nu au sponsor, nu, adică nu. E o chestie unică, cumva e eleganță. Deși la câtă iarbă e acolo... Da. Da, hai să-mi zici niște mici, că mi-e și milă, doamnelor, domnilor, dragi privitori. Dacă ați ști cum miros mingile astea noi, racheta e acordată, așa e? Cum să nu? Racheta e acordată. Proaspăt acordată. A, lăsați că... Ne-am antrenat și noi în secret un pic, nu? Un pic ca să dăm bine la cameră. Câteva mișcări să mă înveți, dacă se poate. Da. Să știi, când am venit aici în parcare, zic lui Vlad, zic, mă, tu cum, mă, ce zici, un fost jucător, antrenor, la care el zice, mai degrabă un părinte ce și-a adus copilul la tenis. Să vă arătăm că nu sunt așa de ruginit. Așadar... Știi cum e, că încercând înveți, nu? Numai adică cine... Greșind, da? Înveți. Acum, știi cum e, poate dacă... N-am ajuns și nu o să ajung jucător de tenis, poate un copil de mic. Dar de ce zici asta? Că ți se pare prea târziu? Mi-ai dat și paleta asta a cui? Paleta lui Nadal? Nadal juca. Știi câte titluri o câștigat cu ea? O câștigat ceva titluri, din vremurile bune. Da. Și ăla e modelul nou. Știi, okay. tu ești la egalitate cu Nadal, nu? Da, cam 0-0. De pe acolo suntem. 0-0 da, sunteți. Da, și la vârstă sunt. Da. Hai să vedem ce e. Doamne ajută! Și eu trebuie să dau înapoi, așa-i? Da, lejer. Nu e așa greu cum pare. Deloc. Și în spate reflectorul. De la lumină aia. De la lumină. Bun. Fii atent. Calm, liniștit. Perfect asta. Bun, asta. E super, ok. Rever sau cum îi zice? E rever, da. Rever, ăsta e cu două mâini sau cu o mână. Depinde cum îți place ție mai mult. E, după căsătorie să ai loc. Și chestia de mâini o mai vedem. Hai, Patrick, nu sta, hai! Le dăm caut. Și lor, că dân și nu au mingi. Am închiriat două terenuri. Arată-mi, te rog, o servă. Mamă, de când n-am mai servit? Te rog. Eu acum am luat o bere, dar că poate la final... Trebuia să iau și o bere. Da, că meriți. As. Eu le-am prins. Eu cred că aș fi mai indicat să joc la dublu, știi? Că de acolo ce? Este unul la dublu, este unul care stă numai așa. Și așa jos, știi? Da. Exact. Ăla e la pomană. Da. Și tot timpul zice, bă, dar n-am văzut-o, sau ăla tot timpul e cu scuzele. Măcar nu ești singur, dacă nu știi. Singur. Adică dai vina pe celălalt. Îți pune în mișcare sângele, un pic de aer curat. Te hidratezi un pic înainte și după. Cu ce te-ai hidratat înainte? Eu înainte cu o bere la draft. Tu ai fost în circuit, ai jucat în circuit. Da. Cum e viața de turneu? Am jucat începând de la 7, 8, 9 ani, mă rog, și de la 10 ani am început să joc profesionist, până pe la 19 ani, adică
8-9 ani de zile, cam tot anul am fost plecat în toată lumea, o grămadă de continente, țări, am văzut peste 40 de țări cu tenisul, deci am fost foarte norocos și tenisul mi-a dat foarte multă experiență, ca să zic așa. Și oameni mișto pe care am cunoscut din toate domeniile, adică ce fac acum cumva e și un rezultat a ce am clădit de-a lungul copilăriei, să zic așa. Ce faci acum? Acum sunt cumva, o să zic că sunt în domeniul sportiv, dar și în domeniul de business în sport, ca să spun așa, și domeniul de entertainment, pentru că și sportul e un entertainment până la urmă. Noi, compania mea Sports Festival, împreună cu asociații mei, noi facem evenimente sportive, cumva ne place să zicem că la un nivel înalt. Am făcut festivalul de sport, Sports Festival, timp de 2 ani, trebuia să fie a 3-a ediție cu pandemia. Am făcut meciul demonstrativ cu Barcelona Legends și cred cu generația de aur. Ăla a fost primul eveniment cu care am plecat. Am făcut meciurile demonstrative cu Simona Halep, cu Fabio Fognini. Am făcut acum turneul WTA, de care știți, urmează al doilea. Deci cumva încercăm să creștem în fiecare an cât mai mult, dar e cumva o industrie puțin exploatată în România și zic din păcate, pentru că asta e interesant, să îmbini sportul cu entertainmentul. Da, e afară, e foarte cumva comun chestia asta, pentru că e normal și România nu-i piață, nu ai piața de a face asta în afară. Știi cum e în Germania, în Anglia, Premier League, drepturi TV, sute de milioane de euro. Aici ne învârtim într-o piață mai micuță, dar pe de altă parte suntem cam singuri și noi momentan suntem cam numărul 1 în țară pentru că nu avem foarte multă concurență. Pe de o parte e bine, pe de altă parte e prea puțin promovat sportul. Dacă mă uit aici la sponsori, Superbet, BT, Porsche, Uipet, primăria este așa și Consiliu, înseamnă că e o treabă serioasă. Da, cumva gândește-te că, fiind un eveniment care se transmite în 150 de țări și brandurile care vin nu sunt focusate numai pe România, adică Porsche sau Uipet sau branduri de genul care sunt globale. Uipet, am făcut rus. Da. Uipet. Dar branduri de top. Unicorn, exact. Unicorn. A fost domnul Bogdan aici la meciuri? Sau? Nu a ajuns, dar să știi că nivele pentru care sunt alături de noi este pentru că e foarte pasionat de tenis, adică ia ore de domnul Dines, ia ore de Daniel, Bogdan, exact. Bogdan, exact. Îi dăm un miel. Ama nu se supără pe noi, poate nici nu vede video, mă n-apucă. Ăștia deja nici nu l-am montat, nici nu l-am pus sus. Da, deci e foarte pasionat de tenis, ia ore în București, deci cumva și au fost o chestie și emoțională. Cumva. Apropo, de ce e la Cluj și nu la București? În primul rând infrastructura, în București n-ai unde să faci un eveniment de genul ăsta, o zic. Pe de o parte cu mândrie față de Cluj, dar pe de altă parte, din păcate, în capitală, să n-ai un club sau o bază, ok, poți să improvizezi în diferite locuri, cum era Centrul Național sau Arenele BNR, care acum sunt în paragină, nu ai unde să faci. Acum la Winners, asta e clubul familiei mele și am investit aici foarte mult în ultimii 14 ani și cumva turneul ăsta a fost și o ambiție, pe lângă brandul Sports Festival și colegi, a fost și o ambiție personală de a aduce aici un eveniment de top. Adică mi s-a părut că merită locul și noi merităm să avem... Câte ore dorm pe zi? Pe zi nu dorm, numai noapte dorm. În 24? 6 ore, 7 ore, 6. Când nu e antol. Ideea e că dorm foarte târziu, la 2-3, așa m-am obișnuit și mă trezesc cu greu la un 8:30-9 cu alarmă, adică mă lupt. Dimineața nu-s matinal deloc. Adică mult mai bine lucrez seara, de exemplu. Acum și cu turneele astea, noi majoritatea cu care ținem legătura sunt în America toți. Și mie îmi place, adică am call-uri, zoom-uri la 1 noapte, 12, 2, mult mai bine funcționez decât dimineața, știi? Hai să lucrăm atunci. Dacă ziceți voi că o bere înseamnă plată, hai măcar două să le... Nimeni nu mai joacă așa la prima oră. Asta a fost dublă. Nu contează. O tăiem. Care greșește primul dă o bere. Numai ca să-ți dau berea, ca să-l până mâine. Am văzut că mulți jucători, cred că cel mai plin de ticuri e Nadal, că tot vorbeam. Eu am o vorbă, da? Se supără tenismenii pe mine, dar mi se pare că niciun tenismen nu-i 100% normal, știi? Adică viața asta pe circuit, stând singur, non-stop, cumva îți creează tot felul de tabieturi, de genul... Știi cine mai este așa? Portarii de fotbal și toboșarii din trupe, deci ăștia sunt atipici. Da. Eu, de exemplu, ce ticuri aveam? Nici nu știu exact, adică... Da, aveam un tic, tot timpul îmi plăcea să servesc cu...
am un tic, da. Serveam tot timpul cu mingea cu care câștigam punctul anterior, a, știi? Adică, niște... și dacă era în colțul ăla, mă te duceam, o luam și eu vreau numai cu aia să joc. Mie mi se pare că Nadal le are, pătate, da, cu sticlele, de la scărpinat, cu de la aranjat, da, la... Nu-s chiar rele ticurile, nu? Dacă rele. Ajunge până la fel, ajuns până Djokovic acolo. Djokovic limită bine. Da. Mai rămâne Djokovic, bate recordul de Grand Slam. Eu zic că da, e robot. Peste toată lumea momentan. Bine, deși și ca și carismă, în opinia mea, Nadal și Federer sunt unici în istoria tenisului, da, adică da, după ei Messi, Ronaldo, exact, da. Exact. Djokovic, dar bine, și nevastă sa ia, te bate la cap, îl trimite la cu vegane, cu da, glutenul, da, cu absolut. Da. Tu urmezi ceva dietă? Nu. Dieta sau... liberă, ca să zic așa. Păi la vârsta ta ce să mai? Nu, dar am foarte mare grijă la ce mănânc. Adică chiar am grijă, merg la sală constant, dar de câteva luni, sincer, după ce am jucat, am avut așa o repulsie după ce m-am oprit, și față de tenis, și față de mișcare. Să nu le mai vezi. Da, undeva la peste, cred că chiar 3 ani n-am mai făcut mișcare și am început să presimt chestia asta. Și am zis că trebuie să iau niște măsuri și acum merg constant de 5 ori pe săptămână, merg la sală, adică în fiecare săptămână. Tenis joc mai rar, dar am foarte mare grijă la ce mănânc, altfel. Știi cum e după ce te lași de sport? Mie uite așa te duci. Adică... Eu nici nu m-am apucat și uitați-vă cum ar... Hai că stai bine. Mulțumesc. Lovitura ta favorită? Forehand-ul era lovitura mea preferată. Da. Deci cum e? Asta era principala mea calitate. Așa. Așa, da? Primul rând priza asta, așa. Da. Trebuie să ții mâna mai jos, că tu ții prea sus. Trebuie să vii până aici, până la limită, vezi? Ai. Cu pumnul. Aha. Exact, vezi? Și apoi ridici așa, cu mâna în față. Și-i fuțul! Tu ești prea sus. Uite așa, vezi? Și bineînțeles și din picioare, arată. Că tenisul se joacă foarte mult din picioare. Din picioare. Da, dă-mi minge, să să-ți arăt. Trebuie și minge. Dacă vrei să stai acolo, vezi așa. Așa. Simona, ia ce lovituri are? Toate. Bine, acum au dat lovitura. Picioarele ei. Cu cele... Da, au dat lovitura. Cum da, a da. Fost la nuntă? Foarte frumos. A fost cea mai frumoasă nuntă la care am fost vreodată, sincer. Da. Da, chiar, except în nunta ta. Care da. cum n-am avut-o încă. Îți iei, vă luați notițe când mergeți pe la nunț. Nu că mai am timp și până atunci se schimbă moda. Ok, tăiem. Cum a fost? La... Foarte mișto. În Constanța, pe plajă. Chiar o nuntă incredibilă, tot ce vrei, adică n-am mai fost niciodată la așa eveniment, sincer să zic. Macedonii ăștia, domnule. Da, și se distrează mult mai bine ca noi, adică am ajuns acolo la 4, era cununia, la 5 am ajuns, dans 10 ore, știi, că e hora pe care o au și eram, mamă, cum se distrează oamenii ăștia, adică noi știi cum ne punem la masă, stăm, mâncăm, și bem. Și dacă e vii de pușcă și cureaua la tăi, da, ridicăm, exact, ne mai ridicăm un pic. Așa, și de viață, da, și da, tot da, timpul da. Ești cu trupe live care le cântă în versuri. La 5 când am ajuns, a intrat trupa și de acolo s-a dezdănțuit treaba. Am înțeles că și Hagi, da. Chiar am avut prima oară ocazia să vorbesc cu el o oră jumate, așa, one-to-one. A fost extraordinar. Adică și mi-a făcut nu s-a repetat într-o oră jumate. Deci uite așa am stat o oră jumate, n-am zis nimic, mi se părea fascinant. Dacă ce vorbește, ce... lui, adică... Da, și ce... Adică ce și... ne spunea numai ce valoare are el, cum promovează copiii, adică el crește oameni, nu numai fotbaliști, ceea ce e incredibil. Sigur. Apropo de Winners, nu? Da, apropo da. De Winners, exact. Adică tu l-ajuți și ca om, că poate are o carieră scurtă și atunci trebuie să-l clădești până la capăt, știi? Adică exact. Și ce faci după. O accidentare poate să-ți distrugă cariera, dar da. Tu trebuie să coloana vertebrală. Da, și cumva cea mai mare problemă a sportivilor e ce fac după, pentru că până la 30 de ani, ok, 35, 33, 32, cât după aceea ce faci? Antrenor, ești nu? Antrenor, poate nu vrei să fii antrenor, nu? Trebuie să știi să faci și alte chestii, știi? Asta e foarte important. Managementul. Da. Da. Nu putem fi toți Țiriac. Ce a zis domnul Țiriac despre baza asta? Sincer, când a venit aici a zis, wow, ce chic, a și declarat chestia asta, dar și neonez că wow, arată totul foarte bine și mie nu venea să crezi. Știi că e dânsul e mai critic așa și de felul lui, e foarte perfecționist și câte a văzut la viața lui, câte turnee și are unul dintre cele mai mari turnee din lume, la Madrid. Deci să vină să zică că wow, sincer, adică nu avea de ce să ne mintă, că de obicei zice în față, ce e porcăria asta sau ce e asta. La guvernanți le-au zis exact. De atâtea, adică a fost cumva o satisfacție. Am zis, mă, hai că am făcut o treabă bunicică. Nu trebuie să renunțăm, că noi ardelenii, știi cum, am ajuns acolo, e bine, dar știi, la un moment dat... Nu renunțăm, pe nu trebuie să continuăm. După WTA 250, da. Ce urmează?
500? Păi urmează 500, dar nu știu dacă 500. Pentru noi. e foarte complicat, așa, ca să zic așa în câteva cuvinte, e foarte complicat să iei licențele, sunt foarte complicate pentru că tu trebuie să intri într-un circuit închis. Turneele astea dețin toate drepturile și ca și cum intri la cineva în casă, știi? Adică cumva nu prea le place că drepturile astea internaționale se împart la un număr ca de turnee. Ca o franciză. Da, adică și la Liga 1, dacă ai 19 echipe în versus 18, și banii sunt împărțiți la unul în plus. Da. Și nu prea le place să adauge turnee noi, plus de asta 500 ca să cumperi, tot așa ți-am zis, un număr limitat, e foarte greu să accesezi și costurile sunt de 5 ori mai mari decât la un 250. Bun, deci 250, ai avut unul în aer liber, unul în sfârșit de octombrie, început de noiembrie. Da, în sală. Fă 10 de 250 și aici ai număr limitat. Păi da, dar uite, trebuie să fie și 10 ori Porsche, 10 ori X, 10 ori Y, știi? Adică acolo e problema, știi? Adică... Asta e bună, e bună. Bună, foarte bună. Da. Că aici în România care e problema? Nu câștigi foarte mult din bilete, nu ai bani din drepturi TV domestice, ai bani acolo, adică chestii marginale și atunci tot trebuie să scoți din sponsori. La Indian Wells dacă te duci, normal, ăia vând 15.000 de bilete pe zi și atunci poate 60% din buget li pe bilete. Noi aici nu putem, prețurile sunt mici. Aici merge bine și cu invitații. Hai aici, să mai schimbăm o minge. Pizgura de la Roland Garros. Am adus-o special pentru turneu. Și pentru ziua de azi. Acum, hai să zici, să servez și eu, da, de aici. Deci, cum fac? O ridici în sus și dai, deci, nu? Ce mai ai nevoie de... Nu știu, te zice lumea că să las netul. Acum, știu, uite, dacă eram la dublu, era punct. Oh, păi lejer, deja ești la avansat. Eu spun sincer, nici fotbal nu știu juca așa. Cu jucătorii de stânga, cum te înțelegeai? Îți mai periculos? Mai greu, nu mai greu. Așa-i? Da. Fiind... Se face întuneric până greșește o minge. Cu un stângaci e mult mai greu să joci, că sunt mult mai talentat și efectele pe care le pot da sunt foarte incomode pentru un dreptaci. Și cumva ești mult mai puțin obișnuit să joci cu un stângaci. De obicei joci dreptaci cu dreptaci, știi? Adică... Ca la scrimă sau ca la box contează. Exact. Serva, așii, cât contează în economia unui set? La masculin, serviciu e 70-80% din joc, părerea mea. Aia zicea țiriac. Minge mai mare. Cum e la copii, acum s-a dat regulamentul ăsta care e foarte mișto, că copiii până la o vârstă joacă cu mingi mult mai ușoare, știi, și mai mari. Atunci ca să-i faci să joace mult mai ușor și să-i soliciți mult mai puțin, să învețe mai ușor. Deci da, și mingea, el vrea și minge mai mare, adică care e ideea? Toate televiziunile și toți organizatorii vor să se joace mai mult. Da, da, mai suprafețele sunt tot mai lente, nu ai nevoie de două schimburi, trebuie să joace un meci 3 ore, să ai vizibilitate pe TV, știi, și atunci? Era povestea aia că Sirina pierde primul set ca să mai prelungească... Nu știu ce nu să știu. Spun, nu prea cred în astea, la nivelul ăla nu prea cred în zvonurile astea, dar știi cum e, în toate sunt, și la fotbal, dacă Manchester United pierde un meci, deja e blat, știi, adică... Exact, exact, păi mafia pariului. Exact. De Emma Răducanu, cum ai reușit să o aduci? Păi, în primul rând, am fost și norocoși cu conjunctura, pentru că știi că tatăl este român. Ați văzut că am lansat și un video acum astăzi în care ea vorbește română foarte mișto, cu accent, dar vorbește română perfect gramatical, adică e... Asta e frumos, wow, știi? Vorbește româna cu accent englezesc, engleza cu accent mandarin. Da. Nu știu în chineză cum vorbește. Gândește că na, se vorbește asemenea limbi, mandarină, engleză și ok, și română, da. Ajută și și-a dorit foarte mult. Cumva ei au venit către mine că vor să vină aici. Și noi am fi vrut să mergem către ei, cumva a fost un un win-win, exact, și asta a fost, adică vrea mult în România, e o chestie emoțională, tatăl ei vrea să vină aici, am fost norocoși, știi, adică bună, e și turneul e foarte bine plasat înainte de turneul campionilor, unde ea acum e în joc, adică e al 14-a și tu trebuie să fii în primele 8, e la munche de cuțit acolo, deci s-ar putea să aibă nevoie și de puncte, știi? Deci... Vii acasă să-ți adun puncte. Da, exact. Se întoarce diaspora. Se întoarce diaspora acasă, da. Cred că până la urmă rămânem la faza asta cu netul, eu și cu băieții care au alergat mai mult decât mine filmând această întâlnire cu Patrick. Tenisul este un sport frumos. Vă îndemn să faceți mișcare, indiferent de sport, numai să faceți, că dacă nu ajungeți ca mine, am ajuns pe post de bau-bau. Și să urmărim cu atenție ce se întâmplă în lumea sportului și a turneelor din România. În cât octombrie invităm? 23-31 octombrie. 23-31
31 octombrie. Noroc că are 31 de zile octombrie. Noroc, noroc. Avem o zi în plus. De 1 noiembrie suntem liberi. La WTA, aici la turneul în Cluj-Napoca. Da. Vă așteptăm pe toți. Mulțumesc tare. Mersi că ați venit.